bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia. Astăzi o să facem cornulețe. Și să vedem ingredientele de care avem nevoie. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Am să le pun pe toate aici în față. Eu am jumătate de kilogram de făină. Aici. Am lapte. Lapte o să punem cât cuprinde, cât este necesar, ca să avem un aluat potrivit să putem lucra. Untură, 100 de grame de untură, 5 gălbenușuri, 2 linguri de zahăr, cam 40 de grame de zahăr, un praf de sare. Aici am o linguriță de vanilie. Și praf de copt. Eu am să pun astăzi puțin praf de copt. Cam 10 grame de praf de copt. Și cornulețele le puteți umple cu rahat. Dar eu astăzi am să le umplu cu dulceață de nuci. Cu nuci măcinate și cu cacao. Puteți adăuga și puțin rom, dacă doriți. Așa. Și apoi o să le dăm prin zahăr pudră. Acestea sunt toate ingredientele. Și să începem. O să pun într-un bol, o să pun făina. Am să pun și untura. Așa. Cu praful de sare. Și le amestecăm puțin. Și apoi o să adăugăm rând pe rând toate ingredientele. Să-ți facem cornulețe. Am să scriu rețeta după aceea și în comentarii și în prezentare. Și la sfârșit am să o public și pe canalul meu de YouTube Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Are același nume ca pagina. Mă găsiți pe YouTube cu acest nume sau cu numele meu, Camelia Kira, sau Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Așa mă găsiți pe YouTube. Cine dorește să vadă câte rețete am. Așa. Am amestecat făina cu untura și cu sarea. Adăugăm și zahărul. Vanilia. Eu am găsit aici vanilie, aici în Italia. Am găsit vanilie cu păstaie. A apărut acum nou și am cumpărat și vreau să văd cum este astăzi. Încercăm pentru prima dată. Așa. Amestecăm așa. Și adăugăm și gălbenușurile. Le adăugăm așa pe toate. Praful de copt și lapte. Puteți pune și în loc de praf de copt puțină drojdie. Acum fiecare pune după gust, după cum îi place mai mult, cu drojdie sau cu praf de copt. Și amestecăm puțin. Apoi facem umplutura și cât timp facem umplutura se odihnește puțin aluatul. 5 minute. Așa. Mai pun puțin lapte. Așa. Și frământă.
Și dacă ați pus mai mult lapte, să spunem că ați pus mai mult lapte, adăugați o mânuță de făină. Laptele îl adăugați treptat. Așa. Cred că este de ajuns atât. Vedeți? Este gata. Așa. Aici am de jumătate de kilogram, ați văzut, am pus doar puțin lapte. Acesta este aluatul. Îl dăm deoparte și facem umplutură. Așa. Ia uitați-l. Așa, îl lăsăm să se odihnească cât timp facem umplutură. Punem așa aici alături. Aici. Eu am dulceață de nuci. Astăzi vreau să folosesc dulceață de nuci. Vedeți? Este cu nuci întregi. Și peste dulceață de nuci. Eu am să pun cacao. Puteți folosi orice fel de dulceață. Cu cacao și cu nuci măcinate. Și amestecăm. Amestecăm așa cacao cu dulceața. Încet. Așa. Și adăugăm și nuca. Nuca măcinată. 100 de grame. Aici e o dulceață, am un borcan de 400 de grame de dulceață de nuci. Așa, și amestecăm bine. Eu am făcut și cu alt fel de dulceață, cu dulceață de caise, am pus puțină cacao, am pus nuci și este foarte, foarte bun. Le puteți face pur și simplu cu rahat, dacă doriți. Așa. Așa, aceasta este umplutura noastră. Dacă mai e nevoie și credeți că este prea moale, mai adăugați nuci. Sau adăugați treptat puțină dulceață și nucile peste nuci, ca să fie nu iasă moale. Așa, avem aluatul, avem crema și acum o să întindem. Am să pun puțină făină pe masă. Să iau aluatul de aici. Așa. Acesta este aluatul nostru. Îl mai frământăm puțin acum. Așa. Și îl întindem. Așa. O să luăm o bucată și o să o întindem cu sucitorul. Punem făinuță. Avem un sucitor și întindem. Avem grijă să nu se lipească. Aluatul, dacă este odihnit, să știți că nu se lipește așa tare de masa de lucru când este odihnit. De aceea trebuie lăsat să se odihnească ca să putem lucra cu el.
s-a lipit. Nu. Așa. Mai întindem puțin. Și acum, ori le facem triunghiuri și le învârtim, ori facem un sul lung, îl umplem și tăiem. Tăiem așa, să punem. Vreau să tai nucile în două, trebuie... Așa, și am să pun câte o jumătate de nucă. Așa, și în umplutura care îmi rămâne de la nuci, am să mai adaug puțină nucă, vedeți? Trebuie să fie mai groasă ca să nu curgă. Mai adaug puțin. Deocamdată pun nucile. Și imediat vă arăt și rezultatul când le scoatem. Durează puțin. Uitați-le. Așa. Și o să le așezăm într-o tavă pe toate. Puteți pune și puțină umplutură aici. Uitați-le. Imediat le vedem și cum arată. Așa. Am pregătit o tavă și am să le pun aici pe tavă. Le puteți umple și cu rahat, doar cu rahat. Aici am pus cam mult. Așa, acestea le dăm la cuptor. Și le lăsăm circa 10 minute. Ia uitați-le. Așa. Și acum o să le dăm prin zahăr pudră. Ia uitați. Le acoperim așa. Cu zahăr. Sunt fragede. Ia uitați, se rupe. Așa.
Sunt fierbinți. Le lăsăm să se răcească. O lipesc. Punem puțin făină. Și punem... Așa. Și întinde. Și acestea o să facem, o să le facem așa lungi. La niște dreptunghiuri o să le facem. Ați văzut cum s-a făcut, cum s-a făcut elastic aluatul față de prima dată? El se odihnește. Așa. Să pun așa pe lungimea asta. Să mai întindem puțin. Am întins așa bine, ia să întinde. Peste tot. Așa, una o punem doar cu zeama de la, de la dulceață și cu nuci și cealaltă cu jumătăți din... ia să tai, cu jumătăți din... de nucă. Așa. Aceasta este dulceață de nuci făcută de mămica mea. Ea mă provizionează mereu cu dulceață. Să pun așa mai încoace. Și tăiem. Acestea sunt nuci din dulceața de nuci. Nuci din ale verzi. Așa. Și mai tăiem una. Ne ștergem mânuța. Acum mai tăiem de aici puțin. Restul punem aici. Și unim.
Așa. Așa, acestea le tăiem așa, vedeți? Pătrățele. Acestea sunt umplute doar cu nuca, am luat doar din miezul de nucă și cu dulceață. Și acesta are nucă, o jumătate de nucă, nuci din alea vezi. Să le pun tot pe această tavă aici. Așa. Acum le dau la cuptor, la 180 de grade, ați văzut, circa 10 minute. Să nu cadă. Așa. Acestea sunt pătrățele, ia uitați-le. Uitați, acesta a ieșit așa. Umplutura este moale, trebuie să se răcească puțin, sunt fierbinți. Puteți spune, să vă arăt acesta care l-am scos acum. Cum arată în interior. Să rău. Ia uitați-l. Vedeți? E bun. Și vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături. Acestea sunt cornulețele. Sper să le încercați. Să încercați cu o dulceață de căpșun, de caise, să vedeți ce bună este. Cu nuci și cu cacao. Un deliciu. Și de gutui iarăși este bună. Și măgiunul de prune. Să încercați cu măgiun de prune. Să am făcut și să vedeți ce bun este. Eu deja salivez. Vă pup. Weekend plăcut. Zi frumoasă. La revedere, mulți pupici. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. La revedere.